Când s-a prezentat un număr de 14 consilieri prezenți fizic și un consilier online, prin intermediul WhatsApp. Consiliul local este într-o ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materialul de ședință și procesul verbal al ședinței anterioare. Discuții? Supunem la vot procesul verbal din 24-2021. Voturi pentru. Împotrivă, se abține cineva? 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abține. Domnule președinte, a fost convenat, vă rog să preluați conducerea ședinței. Mulțumesc! Bună ziua, doamne și domnule consilieri, am primit astăzi ședință ordinară pe Consiliul Local cu următoarea voce de 30. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare și reabilitare cămin cultural Plâncești, comuna Sascuț, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumuri de interes local din comuna Sascuț, județul Bacău. Și proiectul numărul 4. Diverse. Supun la vot ordinea de zi. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva. 14 voturi pentru și 15 voturi pentru. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local de anul 2020. Comisia numărul 1. Favorabil cu discuție. Domnul Costea. Comisia numărul 2. Favorabil cu discuție. Comisia numărul 3. Favorabil. Favorabil. În discuții nu. Nu, mai zis că la 2. La 2. Da, discuțiile. Da. Uitându-ne pe materialele prezentate, am găsit așa aici. Impozite și taxe cu o pondere mai importantă în buget sunt următoarele, vorba de veniturile fiscale. Și apare aici așa. Impozit pe clădiri la persoane fizice realizat în procent de 49%. Mi se pare foarte puțin. Impozit pe clădiri la persoane juridice, 62%. 16%. Impozit pe teren, pe teren la persoane fizice, 38%. Impozit pe teren la persoane juridice, ai bine, 99%. Impozit pe terenul extravilan, realizat în procent de 32%. Sunt procent foarte mic în locuri unde se poate încasa. Asta nu înțeleg. De asemenea, impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, 37%. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice, 42%. Pe ce nu știm ce cu tractoare, de ce cu astea, nu știu, cu mașinile, cu astea, că îl ai pe ori la mână, oricând, ca să poată să-l faci să-și plătească dările. La debituri nefiscale, mai strigător. Venituri din concesiuni și închirieri s-au realizat în procent de 47%. Păi dacă... Deci, ai concesionat, ai închiriat, e la tine și nu-și plătesc nici concesiunea și închiria. Și chiria. Amenzi s-au încasat în procent de 9,83%. Păi cine se face vinovat de toate lucrurile astea, pentru că sunt niște lucruri care cred că trebuie să cineva la răspundere. Pentru că este nevoie ca la buget să se strângă banii. De asemenea, aș vrea să pun în discuție și situația aceasta, ce că pentru prevenirea și combaterea COVID s-au cheltuit 75.386 de lei. Câtă sumă putem recupera din acești bani? Pentru că am înțeles că posibilități avem acolo de vaccinare foarte, foarte bune și totuși nu funcționează la capacitate. Apoi, reabilitare și modernizare seră liceu în valoare de 48.570. Păi,
Scheletul era făcut. Era dinainte. S-au pus, s-a acoperit în loc de folie, s-au folosit policarbonat. 500 de milioane, aflat? Are cumva apă, căldură, bine de sub, făcută, ca să nu... 16 boli de policarbonat. S-a 3 milioane în coala. Aici este și aici o sumă care totuși știm că avem mașină la, la dispoziție, la, la primărie și totuși sunt deplasări. Bine, 503 lei, dar sunt deplasări. Dacă noi avem mașină, de ce nu folosim? Că așa, se folosea mașina pentru deplasări. Da, avem. Avem mașină. Cum? Care e mașină? Cum are? Nu are. Nu are. Deci sunt niște întrebări care mi le-am pus și nu le găsesc răspunsul. Dumneavoastră îl aveți? Eu am. Vă rog. Păi dacă vă luați cu taxele și impozitele, vă promiți că la ședința următoare am să vă aduc din 2008 toate taxele și impozitele care s-au strâns la zi cu supune costuri. Da. Doar. Dacă vorbim de centru de vaccinare, noi avem la dispoziție 4 module de funcționare. Am făcut adresa la DST, personal la computatul comisului, la fața pot confirma cum vorbim și mesaje pe telefon. Nu ne-a aprobat să funcționăm decât cum? A, nu, nu a dat aprobare. Nu ne-a dat aprobare. Deci, pentru singur scurt. Am înțeles. Vă mai spun și ceva și mai curios. Avem personal pentru 3 fluxuri, nu putem funcționa. A fost domnul Pesei, aș desfiva acolo, a văzut ce e vorba, a făcut. Am cerut sprijinul dumneavoastră și a zis că o să-l acorde. Mai important, nu prea din oamenilor vaccinați. Dar asta e toată țara acum, o poveste. Avem acum un val de agiri în toată țara pentru că s-a făcut rost de vaccinul Johnson și văd că e o avalanșă de aia. Participa la, la vaccinare. Eu vreau să vă spun în capul locului că știu bine mă dare chestia cu taxele și impozitele, mai ales la cei cu utilaje, care nici nu le-au declarat. Dacă vreți, eu ca firmă, de circa 1 miliard și la zi, poate zicica, da, doar confirmarea. Pentru că dacă nu avem plățile la zi, nu puteam să mai accesez niciun credit, nimic. Iar unii care au zeci de utilaje, deci când vorbesc de zeci de utilaje, au decât o remorcă în scrisul, dacă sunt acolo, și așa, om. Taxele și impozitele la societăți sunt plătite în raformare pentru că sunt la mâna noastră când ne dă liber la devenitele pentru studenți, mă și n-au ce că nu e liberă meteria până nu avem. De la alte măsuri. Și cu ambele la persoane fizice am constatat la cum am venit, am constatat ca persoane fizice, foarte, foarte multe familii sunt plecate în străinătate, la rolul agricol, la care persoana care le-a dat, iar pe mine interesează, atâta timp când nu ai cum să-l condiționeze, la contract cu o firmă privată, spre exemplu, care de remunerare, fără nu-l poți condiționa, n-ai ce să-i faci, și efectiv acolo e o problemă. Ceea ce vă pot să spune, și nu vă spun, adică nu vă informez 100%, dar cu siguranță e ca acolo cifra, cam nimeni n-a sărit din taxe și impozite de clădiri. Asta s-a repet, cel mai mult de 50-51%. Da, așa a fost trecut. Toate, da. În toată perioada. Eu am ieșit 3 săptămâni, după cum se știe, sunt situații mai dificile, ale mele personale
Dar am informat și voi informat și Consiliul Local. Și atunci la ordine de zi, lucrurile lucrătoare, depășind unele momente care sunt dificile, a te duce la partea omului sau a devine personalul din noi, ca pe timpul să... Am încercat. Și după cum destul de ori din urmă mea, când a văzut în chestii de viață, dar mă și discut. Mă, lumea e rea. Vorbește, uimește, mărtește. Și cum te duci în capul lui sincer? În drepta lui, care avea de să-l pădească la primărie, e pe tipul în cap. Dacă Consiliul Local hotărăște recuperarea sumei prin executare și dăm tabelul la avocat și dăm hârtia la executor, îi trebuie ca Consiliul Local mai grea la mea. Adică să găsesc o formă, măcar o societăți, să vină cu plăți. Și bă, n-aș putea da un nume, dar dacă vă dau, că aici suntem în Consiliu chiar unanim pentru oameni. Ajută cu o listă de părinți, dacă domnul Marea știe în realitatea și, na, ce să spun? Că numere 20 de utilaje în câmp sau numere 10-15 utilaje în o reală și plătește un tractor și o primără. A doua chestiune care ne împiedică să mai încasăm ceva ca procent de asociatorii, e că e legea asta, dar și mâncare te obligă ca orice utilaj să fie înregistrat. Și imaginați-vă dumneavoastră, dacă el are tractorul din 1900 toamna, cine se mai duce să-l înregistreze? Cine se mai duce să-l înscrie? Și efectivul, efectiv, dacă, și sigur sunteți oameni care vedeți pe teritoriul comunii, unii lucrurile astea bune, unii lucrurile astea care circulă, sunt dosare pe tema asta și pe mare, unii care ce fac și cum fac pușcării de geam. Și asta e greutatea cea mai mare. Din punct de vedere a încasării, personal ar fi și n-ar fi. Nu avem decât trei dedicare, m-am rugat de cineva din primărie ca să poată încasa și la o situație mai dezastruoasă a lui Dumitru, cum ar cheamă, a lui Dumitru, care efectiv, ca primar și ca om, nu știu cum să procedez. Dacă te gândești de cazul personal care le are și la ce probleme are cu nepotismul cu cancer și la ce probleme are și el, te gândești ca om, dar ca activitate, mă rog, de data faceți la materie și mai recuperează din ăsta care da, nu face mai bine. Ați văzut și dumneavoastră știți mai bine. Ca să termin răspunsul doamna Ipo și închid un timp. Important este ca noi de aici, din Consiliul Local, să vorbim toată acea limbă, să încercați să mă ajutați sau să ne ajutați. Așa cum face chiar mai încă totodată. Și în urmă rând, cât vedem, îi știm. Fiecare sat ăla știe câte mașini are, câte persoane are, câte emoții are, câte vitale are, cât, tot ce are. Eu să vedem că o să ne iasă ceea ce știți fiecare. Și o să zic că, halal Consiliul, halal primar, și halal pierdut. El nu ține cont că e datoria lui față de primărie să plătească taxe și minus. La punctul ăsta, când domnul consilier mai aveți ceva de spus, ca valoare. Adică dacă e problema valorii, valorii care a stat. Nu, bă, este comisie de ce. Am făcut la urgență, că am zis, toată lumea ne era frică de COVID-ul ăsta. Am zis, hai să facem un lucru bun, am făcut, dar ne mai analizând că bă, lumea mai vine sau nu mai vine. Sunt unii preoți care fac activitate corectă și unii preoți care fac activitate incorrectă. Adică, unii sunt împotriva, dar și unii sunt tentă.
sunt probleme din locătământ. Sunt probleme în primărie, care nu mă cum ce. Legea nu obligă, dar din minim obligă ca șef de instituții, ca cel puțin de două ori, dar pe săptămână, să vină cu hârtia, testul, pe banii lui, că e negativ. Și vă vorbesc de persoane care au relații în comuna asta cu tot felul de, de oameni, de categorii, inclusiv copii. Că e multă sumă, că nu-i multă, ăia s-a acolo. Poate verifica. Avem comisia de bugete noastre, poate să facă ceva. Poate să vină să verifice. În punctul meu de vedere, nici nu știu de aia. Știu doar atât că am rugat să se facă repede, să putem fi primul centru din județ, că avem patru, vă răspund la noi, cu la ultima întrebare, cât recuperăm noi în toată treaba asta? Dacă funcționăm cu 4 centre, recuperăm 150%. Dacă funcționăm cu un centru, recuperăm undeva 60-70%. Și în funcție de numărul care va crește de la ridicula vaccinul ăsta, care văd că, văd că îmi spune domnul Valaș, cam început. Dar s-a întâmplat un fenomen, că l-a adus numai doamna doctor Vultur și acum bătaia e și acolo. Și imaginați-vă și dumneavoastră, cum aș putea eu ca primar să... Păi l-a adus la centru, nu? Da. La cabinet. La centru, la cabinet, dar nu îl faci. Pentru că, atenție, doamna doctor Vultur, domn doctor Garavan, domnul doctor Baraș sunt medici de familie. Da. Și au venit acest vaccin și pe categoria de vârstă la cei care sunt cu probleme. Da, da, da. Asta am putut să vă răspund. Mare ajutor mi-a dat dacă ați putea inventaria cu un om de la primărie, fără niciun fel de probleme, să vedeți cam ce ați constatat în teren. În calitate de consilier și în calitate de primar, viceprimar și angajat al primăriei casieră în cazul de față, o să ajunge la concluzia aia care o să ajunge dumneavoastră. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți numai o mică completare, vreau să vă amintesc că în pe timpul venea acasă preceptor, așa știu că se numea, nu putea niciodată cetățeanul, nu își achita integral. Dar îi dădea o sumă luna asta, peste o lună, două, mai dădea, cred că s-ar putea ridica gradul de colectare. Asta pentru că dacă stăm să așteptăm mereu să vină cetățeanul aici la ghișeu, omul are probleme, are găuri, nu vine omul să-și plătească. Am, așa, ca o propunere. Referitor la tractoare și utilajele astea care cresc, vedem pe zi ce trece și nu e un lucru rău, că își cresc numărul de utilaje în comună, dar sunt toate nematriculate, nefiind înmatriculate, sunt cazuri care le-am văzut eu personal. Omul nu are nici permis de conducere, are și o vârstă, mai trece și la cărciumă și mai înfulecă două, trei beri, și chiar la ulița aia care coboară de la fostul primar Cristinel Bostan, a vrut un copil cu o bicicletă și cetățeanul care era cu tractorul, cred că l-a cumpărat și de puțin timp și nu prea era obișnuit cu el, mai să se întâmple acolo un dezastru. El, mor de beat, avea să dea jos din tractor, avea o căruță după el, cu, cred că a transformat-o din căruța de la animale, că nu avea nici un sistem de siguranță pe ea, nici frână, nici nimic, nici un sistem de semnalizare, nimic, nimic. Eu mă gândesc că tractoarele astea care sunt în situația care spunea domnul primar că sunt foarte vechi, măcar să fie matriculate la primărie. În situația în care avem un eveniment, Doamne ferește, îl poți identifica. Vede un cetățean. Calculul cu numărul pe asta și aici poate. Vedem acum este. Matriculat la primărie s-a scurt. Înscris, pardon. Da.
să ne gândim la o soluție, să nu putem să-i lăsăm chiar așa pe oamenii ăștia, el trage mijlocul, șosele, te mai șânjură, vine la pădurii, unde-i mai căruțoiul de 2 metri de lemne, mor de pață, așa face căruța în spatele lui. Ne trezim cu un eveniment la un moment dat să ne punem mâinile în cap. Cred că trebuie să găsim o soluție aici, din comun acord. Un singur comentariu. Și-am apreciat ce a zis acum. Dar singurul comentariu care l-am negativ, că nu mai suntem ca pe timp. Timpul, eu am noi simplu, de fi mai în vârstă cu Nicu, cu ceilalți care mai sunt în vârstă, timp de cu la imediat. Și avea cum. Acum, timp de cu singur la o chestie de genul. Așa este, da. Amenință că... Adică, chestiuni, exact cum ai zis, mai ales să fii și în starea în care îl găsești pe cum. Dar găsi o variantă, un proiect de hotărâre în care măcar la nivelul comunei aprobarea consiliului să facem acea înscriere, dar nu poți să-i dai număr dacă nu are, n-ai voie, n-are aia de... Da. De da, de la da. Verificare sau timp. Acum, verificare, mai identificarea asta se pune identificare fără verificare. Durerea nu e la cei cu tractoarele în 1907. Durerea sunt la cei cu tractoarele noi. În 2021. Da. Și să nu mai lungesc vorba. Dacă fiecare dintre dumneavoastră, indiferent cu oarele politică, v-ar spune în locul meu, Nicu a fost, știe cam cum se vociferează la finanță. Știe cum se vociferează la taxe și impozite. Pentru că, automat, bugetul comun este afectat, cu exact procentul de reîncasare a întregii situații care ne-a aprobat. Da, da, observăm că cam în fiecare an aceiași oameni plătesc, da. Aceiași oameni s-au învățat pentru și vede că se cei mai necăjiți plătesc, aveți cuvântul, dar eu am să fac și o lucră. Cei care nu au cuvântul. Omul vede că se poate, da, da. Merge și așa. Și la firme, adică se gândiți să vede că nu e necăjit domnul care are firma, dar mașină scumpă are, angajat sare, diverse chestii care și nu vor să plătească impozite. Avem o droaie de politică. Aș putea să îi primit pe strat, pe fiecare sat, cum a ieșit din o gradă, cum fac. De aceea cum? Omori agricultura, omori angajații, omori privații, omori... Care notificați, domnul primar, să ai... Da, am notificat, domnul primar. Eu veți acum filmarea, domnul primar, aveți filmarea. Avem cetățenii care nu-ți la zi cu plata. Avem care trebuie să plătească. Sunt dintre noi. Sunt oameni care lucrează în primărie. Sunt oameni consilieri locali. Sunt profesori. Sunt persoane juridice care au potențial. Și care dacă vreți să vă scot o listă ca să vă citesc, vă promit în pura viitoare să știți lista. Începând de la datorii, și cu toate datorii care sunt. Sunt oameni care sunt, care trebuie să plătească, care au potențial și care chiar poate să-și la conducere. Dar ce vorbim? Acum tăcem azi. Azi nu dau mult, dar vă spun săptămâna viitoare. Sau în ședința viitoare eu, în fața cetățenilor, spun lista toată ca va da. Va da, mă sunt dau pe așa. Așa de făcut. Va da, domnule, dar să se pune la punct toți. Pentru că dacă ne uităm, sunt acei cetățeni care de 10 ani de zile au datorii. Nu mai lua o cu mâna ta. Iei pe calculator mergi. De la A și până la B. Toți cei care au plătit, toți cei care de sanție, am mai răbdător cu un răspundul Nicu, cu amenzele. Singurul lucru care e pus și de plată, pentru că se ia amenda și cum se atacă. Cel care... Că asta e regula calculatorului, nu am făcut-o eu. Și aici ne omoară pe noi. Pentru că dacă are o listă de 30 de milioane amendă și are 5 milioane datorii la... Mai degrabă mă e plătă. Acum, cu aprobarea Consiliului Local, sunt obligați să fac o listă cu cei mai vechi de 5 ani,
care nu au plătit conform legii, că putem să-i trecem de la caz la caz pe o listă... Insolvabil sau ce să... Da, ca insolvabil sau aproape Consiliul Local. Adică să ne și ușurăm treaba asta, pentru că vă spun de ce. Când apare în buget câtă cifră ai din casar, nu știu când îți dă cu penița banii. Să vezi, tu nu ești ca cei de la Corbasa. Tu ai din casar 30 miliarde și... Am mai scutit din ăștia, domnul primar, de câte știu eu, chiar... Am scutit, de când sunt eu primar, o singură dată. Și-o mai fost timpul ăsta, mă dăm tot, este chiar... Atunci, scurbit. Atunci, atunci. Nu era să funcție din asta. Da, dacă facem asta, toată lumea o să înțeleagă, nu se fărească nimic 5 ani, lasă să scoate primarul care vine Marianta, și așa. Vorbim, vorbim. Eu zic, eu zic. Am zis, sunt cei care sunt năcăjeți sau ce... Da, vorbim de la caz la caz. Da, și da. Cei care, într-adevăr, sunt insolvabili. Sunt case părăsite care la noi sunt amine. Ăla va sigur că a plătit. Vă arăt case care sunt părăsite și cheltuiți mă la zi ca alții care sunt părăsite. Bun. Da, dacă nu mai sunt discuții, să punem la vot, proiectul urmă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare reabilitare de termen cultural Francești, comuna s-a spus de sub acolo. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Am avut discuții înainte de a veni în primar. Cred că au fost destul de lunguții pe acest proiect. Înțeleg că până la urmă trebuie să facem lucrul ăsta ca să finalizăm o dată lucrarea asta. Indiferent ce am mai zice, cum am întoarce, pe ce parte am întoarce, trebuie să terminăm o dată căminția, pentru că să știți că se întreabă și cetățenii. Păi, frate, stau porțile alea închise cu săptămâni. Nici constructori, nici pasi, nici nimeni. Adică dacă tot am avut discuții aprinse înainte de a veni domnul primar, nu cred că are rost să le mai lungim acum. Dar există un termen pe care puteți să ne-l spuneți când se încheie lucrarea la acest cămin. Nu. 2022. Dacă nu mai sunt la mână. Dacă nu, certe zi, până la 2022. Și până 19-a 4. Dacă vă aduceți aminte. De câte ori trebuie să le mai facem noi rectificări în ghieta? Dacă vă aduceți aminte în ședință, dar ne pusă înainte la pe care la dar, am urgat. Să fiu ajutat. Rog în continuare. Dar că eu am rugat un lucru și pe teritoriul comunii se întâmplă lucru. Adică vin cei de la mediul amendat, vin cei de la mediul scopriște mașina care vin de la măsura 322, care aveam toată utilitățile și nu ne-a făcut oameni din voi. Într-adevăr, așa s-au lucrat. Dar în loc să ne apărăm toți, să nu mai trăfim cam circa 900 de milioane lunar. Pentru că mâna din tineri nu s-a luat mare, iar oamenii încă nu s-au învățat să facă selectivitatea unor ăsta și pune suficient că am gata de atât. Trageți-o concurs. Și am găsit o soluție să mai putem amuri lucrurile, gândindu-mă că ne ajutăm întrebări, și m-aș lua concurs de că dacă nu vorbeam de domnul ministrul al mediului, nu luași mașină. Nimic nu l-a avut decât de domnul comisar și pe gardul de mediu. Un lucru că se poate, știți că
trebuie să ai dovada confiscării. E un bun a vopștii. Nu poți confiși. Așa cum eu n-am dreptul să interzic să dau o hârtie în primărie și un abuz al meu. Omul, trebuie să plătească penalități, trebuie să fie cel legal, bă, pot să duc eu vaca în graș sau curtă în ora. De asta, în continuare, îmi cer scuze că vă spun la două. Puteți să dați mâna cu toții. Poate împotriva mea nu mă deranjează și nici acum, dar hai să vedem comun. Că-i vorba de o zică, mă, niște bărânturi. Că te știi dintr-un loc în altul și nu ia. De asta facem și ceara într-o măsură. Așa cu doi aia cu asfaltarea cu domnul. Tot din lipsă din ieșirea. I-am făcut el zata la 3 miliarde de celor de la Orden care face treaba asta. Cu rugămintea să mă lez să fie la o altă rectificare, poate ne dă ceva. Să mai tot plăti diferența de 1.200.000 și ceva. Și ai doar prima găsim înțelegeri, facem o casă. M-am blocat la Berești cu întreabarea asfaltării. Acelor lucruri se va întâmpla. Pe deficit. Acum văd că BCR-ul acceptă scrisoarea aia care am făcut-o noi, pentru creditul ăla, 2 milioane și acum dar. Deci, în condițiile când zara ne rugăm, îi vin la rampa de putin, pentru că dacă ei care vor îngroda un pic bugetul. Dar sper că, na, să nu mai pierd de singur cum e un fapt un bucurător că ne-a trecut la fața la șoge și la fața la șoge sub țar. Abii curt, ne-am făcut cruce în spital. S-a schimbat forma de atribuire a sumei de 1.000.000 și la de euro pentru domnul de spădare și am plicat pe locul 1 ca suprafață a celor care au firmele private ca suprafață de teren să ia acum, nu ca lungime de drum. Și faptul noi avem cea mai mare suprafață din zona nord-est, ne-a aprobat și proiectul ăla de drumul exploatației, care duce pe la Roma-Tutor, pe la Iosu, pe la Poarcă, pe la Semea până la Șușcan și ieșitul până la European. Acum, vom mai pune o fată cu o faptă bună, că șantorul guvern se termină promisiuni și a trecut și cei 15 metri drumul canonitar. Asfaltarea, concești, concești, zonele de care știu. Deci, toată vremea este din bănuțile aia care trebuie să venim noi circa 20% cu finanțarea pentru care, uite așa, plătim. Facem până într-un punct, pac. Da. Aia a fost explicația și la fie, și la vedea pe și la vedea. Dacă nu mai sunt în discuții, supun la vot proiectul numărul 2. Votul pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15 voturi pentru. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării pe lungii de schisiune de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumului de investiții de interes local în comuna Sascurt, Dărțu Bacău. Comisia numărul 1? Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Dacă avem discuții? Asta vedem din 2017. Nu. O să venim din 2019. Deci, nu te știu. Acum, ales, eu nu pot minți din ce cauză, că în 15 mă fac de râs. Implementat. Deci, vezi? Ce s-a întâmplat? E vorba de 2017. 2017. Implementarea 2019. 2017. 2017, uitați-vă. Deci, Nicu. Da. 2019, 2019, care nu mai știe nici sigur să facă oameni. Băi, domnul Toată. S-a schimbat. Ieri am făcut plata la 3 miliarde, era 1 miliarde la 250. Că nu aveam bani. Vedem cum. Și am cerut o prelungire, da?
și să vedem ca să terminăm tot. Mai sunt câteva poduri. Două modeți, mă rog. Trei modeți. Trei modeți. Două modeți, lumea s-a ascultat. Și rugămintea care e. E că nu că cu zâmbat, per frenul, o fratele, au nici camera, nu o răspereuță dând în el. Omorâm comuna dând în voi. Apă canal are nevoie și Gărdită, și Nicu, și Răbuță, și Marian, și toată lumea, și doctor, și toată lumea. Și le avem, deci trecute, o să vină finanțarea. Și o să avem bani. Deci s-a scut usat, plus francești, 135 de miliarde, francești, 100 ceva de miliarde, s-a scut usat. E vorba de apă canal. Stau ca la Dumnezeu și mă rog să treacă și gradul metal. Vedem acum cum stăm. Trebuie să vină aia să facă terenul de la Brești. Toată lumea stă trage de timp, se încadrează în contract, de-a dat termen de execuție 3, 4, 5 ani. Cum e da? De asta e nevoie și mi s-a promis de partea stândă când dați omul de aștept. Partea stângă, nu. Ce costă? Ce costă? O relație la un ministru secretar de stat, la un ministru. Dar reprinde și s-a scut o ratare populație, că ne încadrăm și ca număr de persoane, ne încadrăm și ca suprafață, ne încadrăm la tot ce vreți, și ca proiectare, și ca depunere în termen. Deci să stă acolo cum să stă acolo. Da. Eu să mută sus. Când m-am dus eu la domnul Paul Stănescu, atunci, au trecut 3, 4, 5, 6, 3, inclusiv 50 de miliarde, dar să ne vedere și la toată soldată, la bilet în sat. Ei, acum, na, Marius e prefectul, voi, Nicoace, sunt deputații, sunt băieții noștri, avem mesajuri, e domnul Năstase, e cine e? Care ne poate ajuta? Un lobby, nu trafic nimic, să se întrelească. Un loc de normalitate nu s-a săcut o lasă, lasă dracului pe primarii PSD, ca a fost de când e lumea. Hai să găsim o soluție, să am și eu să mă rugăm în grădină, să mă fac necesități. Și uite așa, numai cu intervenții trec 230, 260 miliarde de lei, apă, dar alcoolul și tot. Și uite acolo, localitățile sunt mari ca un zi. Și ceva necesar. Și după aia, după ce scărchină merg, dacă știți cum facem, vin Răbuță, face șantă, face asfaltă, face aia, acolo vin cu apă canal, sparge asfaltul, s-au dat un metan și ia de ca la Iași. Doi în carte, doi din scarcă. Că știți că a fost discutit pe tema. Și eu voi vorbesc foarte corect când vă zic lucrul ăsta. Cât am putut, am putut. Nu mai pot. Efectiv, doamna, la cine bate la ușă. Da, dar până la sunt discuții, spunem la vot, proiectul numărul 3. Votul pentru? Împotrivă? Abține cineva? 15 voturi pentru. Punctul 4, diverse. La diverse avem 3 solicitări. Și vedem ce pe ordinea următoare. Avem o referat de la SGCL, prin care se solicită aprobarea înființării unui punct de consum de energie electrică în satul Valea Lacului, necesar pentru alimentarea unei punte subvenționate care să asigure căror apei din fântâna de la numărul 754 la Ion la Bordos acolo, să montăm o pompă subvenționată pentru perioada de vară sau când e nevoie, inventăm și să punem un rezervor de apă acolo lângă fântână, unui părculețul ăla, pentru mașina de pompier și pentru cei care au nevoie de o suplimentare de apă în afară din cea care este în stația de pompare de la Valenacul din jos. Până când vom finaliza situația vreodică cu conducta de acolo, dacă e o soluție, după să introducem și în conductă. Dar momentan să avem o sursă de apă suplimentară, având în vedere că pe zona s-a scurt sat, e foarte dificil programul și ca sursă de apă. Așa, aici... Da, e necesar, deci aici este necesar. O solicită un
punct de vedere cum considerați că este pentru... Da, e necesară acolo. Da. Depinde de ferat, e una, dumneavoastră a spus altă. Da, dumneavoastră a spus că dacă o putea, după aia o să o introducem și în conduct. Ai scrie și introducerea rețeaua de alimentare. Nu, este greșită. Exprimat greșită, eu vă spun exact faptul ăla. Până când nu am exact situația publică, că a venit o... Nu suntem proprietari. Nu suntem, a venit o persoană care spune că au cumpărat. Noi, deci eu vă spun exact cum o să... Conceap acolo. Și asta și votăm, doamna secretară, așa trebuie semnalați, conceput. Da, să semnalați noastră în procesul verbal, da? Fără introducerea de ceva de lucrurile. Doar un rezervor care se va plasa acolo și un robinet, de câte ori e nevoie să vină cineva, să pune niște submersibil automat care are senzor de presiune și să avem cu cine face treaba acolo. Îl supuneți la vot. Da, supunem la vot. Votul pentru. Împotrivă, cu mențiunea... Cu mențiunea să... Fără... Da? Da. Mulțumesc. Treaba e aia. Ca să o știți. Da. Da. Așa. Bun. Mai avem o cerere de concesiune sau încheierea un teren de către PFA Turturică Gheorghe din satul Pâncești, care solicită încheierea unui teren care se află pe uliță de la Fântână, în sus, prin Luca. La Adria Mănăire, din fața acolo, e un teren care s-a format în mult mai sus de Adria. Exact, mai unde e garajul, după garajul ăla. Da, e un teren acolo care solicită, are omul, are un utilaj, un săpător, mai are o camionetă și acolo unde are domiciliu, e dificil să coboare în curte, să parcheze utilajul. Solicită ca să aibă, să nu le iese pe domeniul public, având în vedere că șoseaua foarte îngustă acolo, să nu opreze traficul. Și aici a supus către Consiliul Local o solicitare. Dumneavoastră... Și eu am făcut o completare, care vreau să fie menționat în procesul verbal, cu mare drag pentru domnul Turturică, cu condiția să aducă din partea vecinilor care sunt în împrejmuirea respectivă, că sunt de acord să... Nu, e bine. E vorba de terenul ăla, pentru noi l-am legat. Am băgat acolo scute de mașini, de bolul, acolo n-are vecini, că-i drumul ăla care s-o va răzut. N-are aici, are pe... Deci, pe nu, căsuță și pe antimie. E vorba de domeniul public. Da? Și ăla nu trebuie, și trebuie văzut. E asta partea vecin, n-are tenire. Acum, că... Nu, primar, dar ca să fie ok, adică să nu ne trezim mâini poime că vine cineva să îndreaptă împotriva Consiliului Local în instanță că noi am obturat omului acolo posibilitatea de a intra în curte, în grădină, ce are omul. E mare lucru să... Acum este loc și mai dacă ne cer 3-4. Dar vreau să obțină acceptul cetățenilor ăștia care zic, ce mare și dacă Consiliul Local hotărăște ce accept, dar nu putem să o... Acum adică să facem bani. Ca să putem avea la putere. Acum, păi dacă găsești un nebun și dușman că el este real... Domnul primar, dacă eu vin în fața dumneavoastră aici și solicit și Consiliul... Dar iau ceva, domnul, dar e pe perioadă temporară... Lăsați perioada temporară și noi cum. Dar e să vină omul cu aprobarea vecinilor și eu... Nu sunt niciun poate parcă acolo, dar ar dori ca să poată să îngădească în caz de cineva foc, de cineva, pentru ceva să poată să... Lasă un pic să-i scrie. Că nu am nicio lingoană la cățigat. Nu știți. Păi dar nu, noi nu facem dar așa, avem. Noi trebuie să facem în partea lui de ieșirea, știu, domnul, de cu mostul de ieșire. Efectiv, el urcă scări cu rahatul de burgă, că e așa. Da, asta acum, e acum, distanța de la el, atenție, distanța de la el și până la urmă cărățirea este peste 150 metri. Chiar și 200 de astea. Nu am ce treabă vecinul lui, când își face un WC, un grădin sau o fosă sau ceva, cu locația noastră în Consiliul Local, tocmai la Andreea Comprație, acolo, fără. Al are pe Bavantul Major la drum, pe Țăgan, al are pe Bădița în față, și s-a dus vecinii. Restul e ale aia. Vecinii de casă. Vecinii de casă, domnul primul. Nu, eu vorbim vecinii de acolo. Vecinii terenului vorbim. Acum, fii vorba de noi. În primii avansări și noi. Acum fii vorba de noi. E o solicitare unui om care a lucrat și la apă, care a
pentru strada Civitării, care își plătește taxe și impozituri. Și vorba de un tiraj de 1,20 m. Așa creiem întotdeauna precedent, domnul primar. Este normal ca omul ăsta, că e foarte simplu. Toți, eu cred că suntem de acord să-i dăm. Dar e foarte simplu să aducă de la... Dar are vecine acolo, băietul, dar de cât e peste drum? Potrebuie să-i la port, poate nu și locația. Atunci, ce vedem în schița asta... Locația aia a fost pe antinia ăsta din port, vine drumul care coboară la Baban și după aia vine el. Pe peste drum. Ok. Pe malul de acolo. Unde-a făcut zidul de sprijin? Și s-a făcut zidul de sprijin. Acolo. Înseamnă că schița asta e, nu e corect. Îi bătiți-am cu grajdul, cu cânele de dat, că mă vin în bază la sprijin, ca nu-i nimeni, și mai vine zoară, îmi bătiți-am după la racă, din corp. Scoateți asta din documente, da. Nu mai veniți mereu cu document care noi aprobăm ceva care pe teritoriul nu vrei. Venim cu document, dar eu greșeală din... Nu are unde să parchezi în locul ăla, acolo, așteptim. Am stat acolo. Nu are unde să parchezi? La el, în ograda. Nu-i problema mea, domnul, când și-o luat cu tirajul să spun că e nu neapărat cu Maria. Sunt terenul de cu încerc la cu domnul. Da, domnul. El a trecut la diverse, tot cu problema asta. Da? Spune, domnul. Deci nu spune problema că nu aș fi de apă cu chestii, dar sunt de necesitate. Eu cred că, din punct de vedere juridic, nu sunt ok. Este doar un singur referat. Noi am dat un aviz de principiu. Da, păi asta o... Asta se vizită de civicați în acest lucru. Ca să știi omul dacă începe să facă un mediu pentru... Da, e vorbarea terenului. Tu spui mulți pași și lucruri pentru chivirul. Pentru că necesită un băi, după care e făcut în partea executivă. Da, da, da. Cu același gheplus și la acelea numărul 2. Cu începerea de terenul către... Da, sunt un lic de referență la primul. Da, mă. Da, mă. Asta că mă uit aici, acum vine cerere de concesionare, închiriere de teren. Nu, cererea este adresată către primărie. E data diferită. Deci, nu. Care suntem de acord? Suntem de acord ca să înceapă documentele? Exact. Pentru concesiune în fața legală. Domnule, să facă documentația și un proiect de hotărâre consiliu care spune la dezbatere că e consiliu local și nu. Bravo, Max! Jurist! Mulțumesc, mulțumesc. La acest proces. Dacă sunt de acord ca să înceapă omul documentația pentru concesiuni sau ce aveți mai bine și asta, aveți. Bun, este votul pentru? Împotriva? Se abține cineva? Nu abține, eu mă deci 14 voturi pentru și o abținere domnul consilier domnului Vădăriță. Deci avem și încă o soluție. Doar la a doua. Doar la a doua cerere, da? Cererea cu concesiunea, doar la fost. Poșmarul felicitare, chiriașul Rotar Ovidiu, care are în chirie un apartament în blocul care i-a stat primăriei, care aparține Consiliul Local, solicită un aport din partea Consiliului Local pentru efectuarea branșamentului la gaz metan. Să știa cum cerere documentația, dar în principiu dosul a comunicat cu toți locatarii de acolo, care își dă și la rândul lor vot să-și bagi gaz metan. Pentru a începe documentația, la fel are nevoie de un acord din partea Consiliului Local, având în vedere că branșamentele se plătesc de la gaz lip până la ușă. Mai vedem cum e acolo, cu scara blocului. Votăm exact baza legală, dacă plătesc până la scara blocului sau până la apartament. Dar, în principiu, cere un acord la nivelul Consiliului Local. Votul pentru, împotrivă, se abține cineva, 15 voturi pentru, pentru a treia solicitare. Acum, dacă aveți, vreți să vă scriu la cuvânt, pentru la diverse, domnul consilier Marcinache, domnul consilier Costea, domnul consilier Ilie,
domnul consilier Chiriac, la diverse, dacă aveți discuții. Da. Vă rog. Eu am câteva întrebări adresate de cetățeni. În urmă, să-mi dau și un răspuns. Încep cu prima. Dacă există o solicitare din partea ei, să ies pentru să intri pe piața, operatorul ăsta, de ce se duce? Să intri pe piața, ți-a spus, există o solicitare, ți-a spus că... Da. Da? Da. Și a fost în urmă la solicitare. A venit la noi și fără a vizit dumneavoastră autorizare. Ce vrei să vă autorizare. Deci urmează să vă urmează să vă urmează. Ok, mulțumesc mult. La doua întrebare,
atât de mare? Totuși oamenii e dezactivă. Dacă crezi că, până viitoarea campanii mei sunt 3 ani. Dar nu vorbim campanii, deci... Ți-am promis că să mă ocupi satul meu, nu-i atât. Nu e adevărat. Dar eu am trăit acolo. Eu ai dreptate. Hai, nu mai facem politica asta, știi? Căutăm și amânăm proiecte mari de miliarde, când avem un miliard și să plătim. Ce treabă are una cu asta? Păi ai grăm bani. Dar nu ce treabă are una cu asta? Ați prins suma aia care este prinsă. Marius, nu mă împar băie tu, tate, n-am. Câți bani poți să faci o schițele de astea sau să poți să... Marius, dar nu sunt schițele de astea, noi suntem proprietari, din burul ăla. Tocmai asta. Noi avem inventar, fie cu tot ce... Noi, doctorul, așa spune, ne avem cabinet medical, s-a chinuit doamna acum să aducă un medic. Și noi acum avem, mai trebuie să vină medic să văd ce cerințe are și de-aia îi dăm bani. Să vină medic. Nu avem medic. Nu avem medic. Nu avem medic. Dar ce ce ce? Pe că vină cu ce față? Ce am demersul? Păi demersul cel bani mai mare. Dar vine să văd aici, acolo, demersul ăsta trebuie de efort și mă apuce niciodată. Să fă de asta. Adu medic mai. Adu medic și vedeți ce vrea medic. Dar noi nu avem medic aici. Ne-am adus mai un medic să fie nici dracu. Vine la Berești? Tu înainte scopi e potpare nici pe acolo. Nu, dar știi ce vrea medic? Știi ce vrea medic? Cum să întâi să puneți spate? Acum ai trebuit să vedeți ce vrea medic. Caută mai întâi medic, vedeți ce vrea medic, după cât tu vrei asta. Deci cumva a venit tu? Adu medicul, dacă medicul ne spui, stai să-l facem așa, facem un proiect după ce vrea medicul. După aia face și dărâmăm. E simplu, adu medicul mai. Acum, nu-i corect, Nicu. Nu vorbesc ce Eu am promis. Marius, o să nu știu. Păi știu, bă, Marius, dacă ne căutăm la arborile genealogic, suntem și un pic dreamă. Păi mama ta. Păi, dar haide să facem ce o să facem. Atenți, Oreac. Atenți un pic. Păi da, bă. Alo, că și spun și de unde. Dar acum, vreau să te rog ceva. Nu poți scoate păsărita din gură. Am promis că fac. Mai mult nu pot, că dacă avem bani, cine dracu nu face, că doar toată lumea umblăm peste 3 ani iar după vot. Am făcut, am câștigat, n-am făcut, n-am pierdut. Poate nu m-am făcut înțeles. Eu vreau documentație, hârțoaie să le facem acum. N-am ce nu băi, pune-mi mâine post. Prima documentație este contractul cu medicul de familie, ca să spun de bag bani. A doua documentație am proiectul de hotărâre. 3. Îndrebi sursa financiară, de finanțat. Ce dracu? În sfârșit, trebuie mii de 30 și ceva de ani în primăria asta. Vii acum așa. Prima dată ați spus lucru. Deci ai încredere în mine. Ai încredere în mine. Haideți să trecem peste... Ai încredere în mine. După păcați cu doamna Consilier Drăgeanu. Și ce era altceva? Toată lumea căutați medicul. Dacă următorul domnul Costea. Domnul Drăgeanu. Deci este foarte important cabinetul medical, într-adevăr. Dar eu, în campanie electorală și faptul că stau în Berești, mă știe lumea că sunt din Berești, prioritatea numărul 1 la ora actuală este gazul metan. Vin de iarna și toată lumea avea gaz metan. Lemne nu mai sunt. Acum că vrem noi să ducem un asistent la cabinet la Berești, este într-adevăr. Este într-adevăr. Este foarte bun. Dar primul lucru este gazul metan, pentru că oamenii mă întreabă, unde e gazul ăla care l-ați promis, pentru că vin iarna. Copii. Deci vreau și eu cu gazul metan să știu ceva, dar să știu ce să le spun la oameni. Mai după Nicu cel mai în vârstă. Mă, tată, cine nu vrea să o fac? Uite aici, băieții, dacă ne cu minim, m-am și citat frumos viață. Nu mă să susțin. Nu m-a pus cineva o vorbă pentru proiectul de apă de irigație? O și minima. Da. Și Dumnezeu. Așteptăm. Copii, bă, dar de voi depinde, că la depinde de mine, m-am dus și eu cu miroaba, cu cerșitul, cu miroaba, ce vrei? Dacă vorbim cu domnul Năstase, se poate rezolva Ionită mult. Îi vorbesc cu domnul. Și lucrează și doamna acolo, știi, unde și cum. Uite, ne urcăm în mașină, lăsăm, că doar am fost prieteni cu sânacul politicul, în urmă.
Asta rămâne de noi. Domnul consilier Costa. Da. O întrebare deocamdată. La nivelul etajului 3, apa a început să se împuținească. Eu știu că este vorba despre faptul că s-a încălzit vremea și cum e unde oameni, dar e puternic. Da, cald. Da, dar nu numai. Că sunt situații în care sus acolo puțul se golește mă uit la jumătate la... de... Ajunge la jumătate de... Mă uit la vecinii mei până la deal și la vale. Aici, știi cine... Cine spune că eu, domnul Marian, întrebați-l când am mers la ăla care îți dai agiție, cum îl cheamă? Care mergea în rubinetul ăla de mea, Moșneagu, la Babeț, din urmă, de la Babeț. Babeț. Să vede planta care e, suferă și planta care e. Până nu vom avea apometrii, bravo, răspundem no. Rezolvare. Am, știți că am zis, da, dar nu ții rezolvarea apii. Eu cred că lucrurile sunt cumva și altfel. Trebuie să tu scoar, dar plătești. Au apărut mari consumatori. Și acum are cipiaș și n-are cum să spui de frază să plătești. Au apărut consumatori care folosesc, cum cumva folosesc apa potabilă în apă industrial. Asta mă gândesc. Acum ar trebui să ne la mine, eu am pus propriu. Nu, eu vorbesc de situație. De consumatori mai mari. Eu vorbesc de situație. Consumatori mai mari, îi știți. N-au apărut, că ar vedea firmele. De aceea așa, pentru că au apărut consumatorii din Zarzavatulecu, și de roșii și de alea, și de la rădăcină. Și puțurile alea care le avem de la 1900 toamna, cât sunt puțurile? Și este soluție. Apometru în față, înainte de la aeroport, și citiește primăria, nu trebuie să intri la aeroport, să-și pună și în curte, dacă vrea, 10. Sigilat de primărie, vedeți acum și ta sănătate. E domeniul public. Ești consumator industrial, folosește apă. Ai atunci am pregătit un proiect de hotărâre. Uite. În viitoarea ședință, ca să putem finanța în la montare apometrii. Începem cu varianța de 1000 de bucăți. Neapărat. Și cu recuperare de la montare înaintea intrării apei în lume. E o variantă care pâncești tu jumătate o vrea, ce îi vedeam, jumătate de o mare mare. Și mi-l vrea. Acum, ce realizare? Dar normal. S-a spus usat, la fel. Sunt conducții de patru, dar sunt după mai mari. Dar trebuie să modificăm și aici ne ocupăm din izvorul la neatră, dar s-a spus să legăm din urgență, să băgăm măcar apă, cum facem la fântânerii, să băgăm și de la grădinițe de acolo, cât avem investiția de apucării. Păi dacă este puțul ăla... Da. Micușor, n-am mai avut bani dată. Aveți ceva? Da. Aș mai vrea să pun o întrebare doamnei secretare. Doamna secretară, acum o lună de zile v-am predat un proiect. A fost depus? Dacă da, când? Dacă nu, de ce? Nicu, de tot asta răspunde doamna secretară, mă poate să răspund. Am vorbit cu domnul Dricum în teală, care de fără asta ai chiar tu dreptate, că noi trebuiam să dăm proiectul cu denumirea Explorator. Și tu în proiectul tău ai zis foarte bine Explorator, noi în proiectul nostru am zis altceva. Vedeți, Gheorghe, așa, negoiță, Gheorghe. În condițiile astea, am vorbit cu Dricum azi, că m-a rugat doamna secretară, și la sunt domnul Gheorghe, revenim. Pe treaba asta, ca să fie inițiator în Bucurăștia pe proiectul respectiv. Pentru că chiar a fost o greșeală din partea noastră. Eu chiar așa am înțeles, vorba de... E colegă, sunt frasă. Am fost o revoluată, că atribuim lumea așa că a fost un preot. Am atribuit la stres. Da. Domnul consilier Chiriac, nu asta nu. A sărit domnul Mărbuici. Da? Dar vreau să iau ce care e un timp modificat. Eu doar de o... Da, asta e un timp modificat. Dar eu ar fi spune de cum am văzut de crești. Eu am și o listă mare, dar dacă eu spus mare, eu să te apuc, eu nu vreau să mai țin și omul de vorbă. În ședința precedentă aprobării bugetului local, la dumneavoastră în birou,
cu domnul Vici, domnul Marius, domnul Luca, doamna contabilă, dumneavoastră mi-ați promis, pentru că eu, așa cum sunt, eu cred caracterizat cu bun simț, n-am mai solicitat altceva pentru satul Pâncești, știind foarte bine că se derulează acolo trei proiecte importante. Și mi-ați promis că în 20 de zile podul trebuie să fie gata, cel de la izvor. De 20 de zile parcă turna cineva cu nu știu ce acolo. Nu mai e o lopată, nu mai e muncitor, nu mai e nimeni, nimeni nu se mai face absolut nimic acolo. Și nu mai e niciun muncitor pe toată raza Pânceștiului. Nu mai am niciun utilaj. Nici la podul de la deal, nici la izvor. Eu cred că podul în proiectul de sine are și aripi din alea de protecție și trebuie să termine și balustradele și au rămas în mijlocul drumului și astea, bordurile alea care vor să le pună pe margine, s-au dat deși un braț de nu mai e. Deci nu ne dăm banii de la tine, să dăm banii la executat, ne avem fonduri s-a blocat tot. Și acum, știți că în aprilie a început bugetul. Oamenii întreabă, așa cum spunea și Marius, că întreabă oamenii, așa îi întreabă pe toți colegii și eu am dus mai departe cuvântul, sub cuvântul dumneavoastră onoare, că așa ați spus. Domnul primar, sub cuvântul dumneavoastră de onoare. De acum vorbesc cu oameni. Da, da, eu trebuie să vă spun ce a spus dumneavoastră atunci și le-a spus la oameni. Domnul primar, păi trebuie să vă vezi că două de zile. S-a făcut, băie, scuzați, s-a făcut și s-a trecut. Adică am zis 20 de zile să vă putea circula, circulă. Cel mai multe anexe, tot de lipsă din casă a fondului de la venit. Nu mi-a dat bani. Dar nu-i plătesc, a început 5 poze. Două la Pâncești, două din Colu și al treilea tot la Pâncești. Unde? Unde mai sunteți ce copii? Dar e gata și la dacă nu te duci. Unde, domnule? La Mazilu. Dar să nu, alea două, bă, ce, dar dumneavoastră spuneți două. Al treilea vine la Toflicu. Păi ce se va da mai la mult zice? Dumneavoastră că spuneți două terminate, două se lucrează, două lucrează, că n-ai bani, nu? Dar două unii spuneți că se lucrează, nici măcar nu. Alo? Luatul... Sunt în ședința de Consiliu, că am venit de la spital, am un domn consilier la Pâncești care pune întrebarea, podul principal, când e la gata și celălalt care l-ați făcut la Pâncești? Stați așa un pic, vă rog. Deci ați luat pentru paratest tot, da? Am luat normurile alea care sunt gata confecționate de la unitate specială de confecții metale. Bine, domn director. Mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc foarte frumos. Domnul... Da, domnul Munteanu, nasul. Nu-i directul meu care nu știu și de-aia asta la 7 bani. Când bani nu-ți acolo cu mare ăsta? Să nu găsesc bani puțin. E... ce dracu? Deci să nu mai aruncăm pe piață termenii din astea, că dumneavoastră spuneați, băi, să nu mai îmi bag rău, dar tot... Băi, Marius, măi, nu-i tu, Marius, băi, Gheorghiță, măi, e cu o sănțepătoare cât dormă. Bă, dacă v-am dat, dați-mi bani, băi, dați-mi bani, băi, și vă fac și ce vreți să la poate. Și dumneavoastră, dacă ne dați nouă bani și noi facem... Măi, copiii, dați-mi, nu sunt... Dar nu mai dați termenii de astea. Guvernul României, sărac, acum dă cât poate și cum poate, ce vreți? Să se pun gura mare, cât pe venit. Și tu ești un tegeabet. Nu ești un tegeabet. N-adec bani, nu mai pus ăla la jandar. Da, domnul, mi-a pasc, a spus să fie bine, să... Eu ți-am promis că 20 de zile să trece pe pod. Să merge să funcționează pe pod din o lună. Că eu am trecut de acolo. Cine sare, ai auzit, în 3 săptămâni, dacă nu-s gata, am vorbit cu o să reexecut. Bun, am reținut. O singură întrebare mea. Ce se întâmplă cu... de nu mai tundem iarba, asta s-a spus. Ce anume? De ce nu mai tundem iarba, asta s-a spus? Păi... Centru, sunt, uitați, chiar în zona acolo, lângă farmacia lui domnul Romic. Deci, eu ghid. Păi, iarba... Deci, atent, eu ghid. Suntem în urmă cu asta, că a fost timpurile astea proiectele, nici nu poate fi la locul grecizit. Dar, deci, eu spui că n-am găsit chiar la nici la stadion de margine. Păi și ce, eu am acasă la mine în o tot din 10 ori și fiecare. Da, găsit, dar tu ai găsit de toate și aici ați... Dar nu mai puneți problema așa, domnul primar, de fiecare dată ne spuneți așa ca și cum vă puneți, nu mai pot. Dar avem decât 2 oameni, mă, 3 oameni și refii cu gunoi, de acolo selectivul.
m-a provocat. Păi uitați-vă! M-a provocat. Dar ce vrea să fie aici acolo? Și trez am funcție, am început deja să... Ai văzut pe marginea și șterul. Ați trebuit pocetea care deja au început să plumbe și poate... De noi tot eu nu știu unde și aici, în centru, s-a spus un idiot, o jumătate de metru. Uitați, faceți-mi camerea până la urmă. Băi, Gheorghiță, n-ar fi bine tu că ați vedut cum scrie să vii la primărie un pic, să vezi cât costă o drujbă de aia, cât se strică, în cât timp. Dar credeți că eu acasă nu am, credeți că mie mi-a făcut cineva o dată treia, mă, doamne. Eu vă spun, am și o pată și roabă și drujbă și toate. Să strică și la noi, le reparăm. Și ia să știți înspit. Da, la tine lucrează numai Gheorghiță, la mine vin pușcăria, vin din aia, dă-i o băie. Mă interesează, doamne, trebuie să vă asigurăm cetățenilor condiții de viață. Bine, voi altceva, toată poliția locală o să vărească în fața porții să facă curățenie. Dar cine v-a cerut dumneavoastră poliția locală? Asta trebuie. Să ducă la fiecare dreptul porții să facă curățenie. Pe dacă la despansă, boiană până la gât. Și vrei, dacă la... La Marius! La Marius în față, de acolo. Aici, așa a spus de poliție. Așa a spus, acum, la mine, la mine, în față de Iaseul, din față. Ăla a spus că... ...de poliția locală. Marius, așa a venit poliția. Ei, așa mi-a venit cu lei. Așa o înțelegeți, da. Haideți să mă și mă... Deci nu mi-a dat un răzut. Două probleme. Hai, mai mult. Asta e doar mai mult. Nu, voi am dat că... Dar de-aia de-aia mai mult. Știu că domnul Chiriac era la rând, dar dacă îmi permite, au fost câteva solicitări cu privire la câțiva stâlpi care nu au lămpi. Se mai poate? Se pot completa? Avem? Pe bărbuța chiar. Pe bărbuța chiar. Pe bărbuța da? Bine, mulțumesc frumos. Atât. Până la dată, o întrebare la domnul Ienache, am văzut că trebuie la ce opuneți dumneavoastră, domnul primar, nu putem lăsa așa niște discuții aruncate, așa am văzut niște cuvinte, că s-a încasat ca un copil. Trebuie neapărat să știm numele persoanei ca să poată dacă este chitanță sau nu este chitanță. Că așa dacă în poziția asta, se poate chitanță de azi sau acum se verifică, acum se valiză chitanță. Nu stăm la discuții că mâine sau pe mâine. Deci asta e chiar de acum, în fața care vă vedeți, să spun numele copilului sau acelui care dumneavoastră va sesizați până să dai chitanța. Este o încălcare a legii și trebuie neapărat acolo rezolvat. Vă rog frumos, spuneți-l lui domnul Mărăi. Nu vreau. Nu vreți să vă arătați spațiu public așa ceva. Dați-mi voie, dar să vă răspunde dumneavoastră, ce ați dumneavoastră asta. Dumneavoastră aveți o datorie, domnule Ienache, da. Ca apă și canal de 24 de milioane. Da. Nu ați plătit niciodată apa pe comuna asta sud. Da? Da. Da. Da, eu pot să plătesc, da? Consumatori, aveți piscină în curte, n-ați plătit niciodată apa, de asta aruncați pe piață. Al doilea, sunteți dator la Consiliul Local, la Primăria Comunii Sascute, cu o sumă de 280 și ceva de milioane datorie. Datorie, care dumneavoastră a spus, că ați dat în judecată primăria și v-a iertat sau ați... Nu, dumneavoastră ați dat în judecată amânarea executării silitului. Bun. Deci avem 209, în jur de 290 milioane datorii la primărie, ca și consilier local. Cum puteți dumneavoastră stați în fața cetățenilor, spuneți dumneavoastră, cereți drepturi și la dumneavoastră nu vă achitați datorii dumneavoastră? Bun. Deci este o acuzație. Deja nu este o întrebare. Ba da. Domnul jurist, acuzație, domnule. E acuzație, spun eu. Este un adevăr. Este un adevăr, domnule. Plătește mai fii datorii dumneavoastră. Acum, consilier, hai de scăzut. Acum, ați avut discutat. Acum, ați avut Codul de administrativ, când se pronunță numele unui consilier, și dați cuvântul la replică. Așa spune codul. Da. Ia zi-mi codul. Fii domnul cod, ia. Deci, da. De cadet cetățean, nu era consilierul local. Mi s-a încărcat cod de procedură fiscală, am înaintat în instanță acțiune împotriva consiliului local, am câștigat acțiunea. Acțiunii ca ce, domnul? La ce? Am luat toate documentele. Ia liberați, am cedut pe Consiliul Local. Vă cere scuze public de produc? Da, Vă cere scuze public? Cu anularea datorilor sau suspendarea? Anularea tuturor
acte ori emise de Consiliul Local s-a scut. Nu, domnule, dumneata, executarea se vede, nu lasă în pace, dumneata e datoria. Eu nu mă pricep la poci, la adice, nu mă pricep la adice. La vă lași pricep, dar nu știți cine e foarte pricep. Dar nu știți cine e. Nu, domnule, mai zic, dar fiți datorii. Eu lasă adică, știți datorii. Dar cu ochii la datorii, da? Dar fiți datorii. Dar ai datorii de casă, da? Dar stai o calomnie. Nu mi-a citat nimic datorii din 30 de ani. Păi de cum ce? Dar cum ce? Păi tu dar ai, nu le-ai dat din ea. Ce? Nu le-ai dat din ea. Ne-ai dat din ea. Ne-ai dat niciodată apă până acum. Niciodată pe țapă. Plătește apă. Ai să ce spuse publică? Niciodată. Și ai zis ca să nu duci discuția la apă. Dar ce instanță nu m-am apăsat? Am văzut că încerci cumva să faci un bine sau încerci să faci ceva sau să duci pentru cumva să ascult, să taxezi taxe sau să aduci bani la posibil local. Am observat, încep să cât de urechi. Înainte de a începe în comisia de ședința de comisie, a fost atenționat de un doamnă consilier cu ce aprobare sau cu aprobare a pui și am făcut o inițiativă în piață. Am zis, dau răspuns acum, nu am făcut-o, este obligația mea și chiar și obligația domnilor consilieri ca să supravegheze la toți banii și la toate, la toate achizițiile care sunt pe domeniul comun s-a scut, să supraveghem ca acei bani să meargă unde trebuie, știi, conform hotărârii după Consiliul Local și în timpul util. Am inițiat o acțiune pe raza comunii s-a scut, în piață, sâmbătă trecută, am anunțat pe domnul viceprimar vine seara la ora, după programul ora 2-3, a zis că să merg și o sâmbătă să asist la încasările care se fac pe raza comunii s-a scut, în piață. La ora 8 m-am prezentat casier acolo, nu am făcut absolut, nu am pus la pe bani, nu am influențat cu nimic acel sistem de mod de colectare, am asistat doar și am notat în spate fiecare și metrul de pătrat care l-avea. I-am adus la cunoștință, în hotărârea de Consiliul Local, scrie destul de bine și am învățat-o noi cu 6 lei pe metru pătrat și am început încasarea. Nu mi-a fost surpriză, la sfârșitul încasărilor, și nu au fost comentarii, cum s-au văzut ulterior, pe săptămâna, că au fost comentarii, nu trebuie să vorbim piață. Că am distrus piața, nu a fost nimic adevărat și nimic nu este adevărat. O să descurne, o să vină la piață, o să fie mai organizată și vă spun și ce a cerut lumea. Și a fost, nu nimic a fost diferent, a fost surpriza că am văzut că diferența până mai atunci se încasa o sumă de 100, 100 și ceva de lei pe sâmbătă, iar eu sunt încasat 20 de milioane fără să încasez un cetățean al comunii, s-a spus. Niciun. Tu ai încasat sau ce nu? Nu, a fost casier, eu am asistat la încasare. Nu, am zis. Da, dar este abuz. Corect, corect. Nu ai calitatea asta, trebuia să ceva să fie numai înființarea unei comisii. Care se termină și asta cum o duc. În calitate de consilier. Nu ai chis datorii. Nu ai chis datorii. Cine ești codul administrativ? Nu ai chis mai de datorii. Nu ai chis mai de datorii. Nu ai chis mai Am văzut această mică diferență, această mică, mare diferență, domnule primar. Am adus la cunoștință acum că s-au făcut, eu am făcut o serie de propuneri pentru ceea ce trebuie să făcut acolo, în care o să fie care să vloseze pe aici. Pe această diferență sunt aproape 20 de milioane, diferență de la o sâmbătă. De o lună sau 20 de milioane. Deci face diferență, știți că e ceva. Deci nu acum cum a spus chiar și domnului sau și a spus că trebuie să vedeți că ei speria. Nu s-au speriat, oamenii după au venit și au dat domnule. În caseză dau acești bani, dar să știu sigur că am de aici până aici. Deci trebuie o reabilitare și o reașezare a pieții de urgent și un fașier TV. Și la chestia cu gunoiul, vreau să vă spun că acolo mă fac absolut nevinovat, cu absolut nimic și susțin această cauză. Eu acolo. Nu, acolo, într-adevăr, am căutat la gunoiul comunii s-a scut să fie dus la groapa de gunoi Bacău. Deci să fie dus la groapa de gunoi Bacău și nu-l părătem de s-a scut să lăsăm în s-a scut. Pentru că omul cerucea nu plătește 93 de lei, să fie luat de aici și dus la groapa de lei. Dar noi îl luăm de aici și îl mutăm tot, s-a spus și peste 23 de lei. Dați-mi voi să trebuie. Înainte de fața cel spune, tu ce să luăm un pic? Hai să ne facem datoria de la acum, de consilier, da? Eu. Să îi învățăm pe oameni să facă urmări selectiv. Dacă vă duceți, să ne urcați mă în mașina, acum să mă urcă dumneavoastră, să vedeți macila gazmetană aici, o să vă dați seama când nu înțelege și aruncă tot. Dacă vrei să vezi și acolo, o să pui mâinile din cap. Eu,
care îți plătește majora cu unui gunoi de lucru. Da, mă scuzați, am înțeles că am vrut să asta e. Va ruga cu să veniți la primăria comunii, s-a spus luni, scoatem toate facturile care le-am plătit la cel la Romprez și o să vedeți ideea. Și o să vă faceți nu cruce cu mâna picioare. Sunt luni care depășim cota de gunoi a oneștilor. Și eu când vă spun lucrul ăsta, am un telefon la finanțe la unești, bă, cât îți zic voi bunul? Și vedeți, cât îți zic mai lăsat. Omul s-a învățat ca să pună coșoare și bunul bani. Dar de toate. Și uite, să mergem toți 16, 15, că suntem aici 16 mii, până în punctul, n-avem 300 de metri. Până la și o să trageți concluzii. Sau sâmbătă când se colectează. Eu sunt responsabil de ce e așa am făcut. Pentru că... Nu uita dat-o aici, dar sunt preabitoare. Și uite-i este pe așa. Sunt consilier local. Da, sunt consilier, nu sunt jenic și văd de ca tine. Maria. Eu am dus, ascult un pic. Și eu am dus. Ca să pot face selectivitatea asta, că se face atât de lungă, pe domeniul privat, deci pe domeniul public, domnul inspector al grădinii mediu s-a dus pe domeniul privat, unde acolo nu avea competență, decât la o reclamație sau sesizare. Faptul s-a dat acele fotografii. Și acolo domnul deputat, și-a văzut, automat, gaza să se sigează în gheza viață, ghita mai uraie. Dar mai fac încă o dată afirmarea că a fost pe domeniul privat, unde noi acum am cumpărat vreo 300 de saci de plastic, adică am împrumutat, n-am cumpărat. În care din aia care a fost folosit la castor, au venit observa, și ne apucăm cu 3-4 oameni să nu mai gândim de iarba. S-a dus direct în noi. Culmea, amenda a fost de 40.000 de lei. Să plătim în 7 zile 10.000, cu confiscarea, cu vreo confiscarea mașinii. În încărcarea legii. Poți să fii și bunicul gazdarmer, poți să fii mama lui primarului, să nu se face așa. Faptul că s-a înțeles de la forurile suplente că nu-i bună măsură, s-a revenit. Adică mașina nu poate fi luată decât dintr-o sentință de instanță și de rătoiască, da? Poate fi sigilat și lăsată în inventarul scozia. Asta a fost o sigilie sau este? Nu, 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 dar bine, fiind. Mă, dar am ieșit varianta asta, eu spun varianta care am citit-o din procesul de la urmă. Vă aduc eu în mare senație, vă aduc procesul de la urmă. Faptul că se dorește, și acum ce rog să mă ieși, Mariane, că eu încă mă consider prieten cu tine, se dorește ca tu să ieși în slavă acum cu 2 milioane din viață. Și eu să cazi cu masă cu miliari tasă de buroi pe lună la Dumnezeu. Cam câți ani trebuie ții să strângi banii care îi dăm din gol? S-a aproape 10 miliarde de ani la Dumnezeu. La nenorocite ăștia, care ei nu trebuia să vină, trebuia să ne aprobe platforma din noi, care a dus numai pe la Găicianu. Când a fost domnul Cristi, în loc să... Știți că am avut, era la PSD atunci. Am avut platformă din noi aprobată, în loc ecologic, cu ori. Ei, nu s-a mai făcut. Și vreau să vă informez de un lucru. Aici din putere. Același lucru face și din mai sus de noi și mai la vale de noi. Mai care preamorca. Mai duci, mai de foc, mai nu știu ce. Pun întrebare. Și pun întrebare. Dar vă rog, că nu-i gratuit, eu nu vorbesc gratuit.
pentru doamna secretară, domnul Vigi, pentru Sfânta Rozare, tot ce s-a plătit la un preț, datoria corectă și în fiecare lună. Pun întrebarea, când vrem să fim serioși să facem pentru comuna asta? Să ne ducem la oameni să-i jumănim cu fumul sau să luăm măsuri împotriva domnului și să așa la preț? Dau bani și tot să s-a arestat. Iau bani, deci efectiv ei sunt stare să vină și cu impronul să încarce mașina. Crede-mă, te rog frumos. Am avut niște stânci lângă gardul metal, știi că era unul de stârpul ăla. Și pe aia am plătat. Că eu să duc și îl cântăre, el cântăre cu noi. Și în funcție de cântare, devin factura. De ce nu vine în fiecare zi? Dragi consilieri, de ce nu vine în fiecare zi să facă selectivitate? Pentru că ei au câte doi, au obligația să fie doi până la patru oameni lângă toberon din noi, să facă ei selectivitatea. Dar nu știu că se plătește. Dar și noi trebuie să fie doi în selectivitate. Și noi sunt un pic. Un pic, domnul. Asta așa. Eu nu dau un ei. Eu dau doar atât. Ce se poate, nu mă o să... Nu, Maria, tu vii și îți poate situația atunci ca imediat pe bunul cât îl plătim noi. Și da, mai dai și telefon la Mărești, păi ce diferență e cu Mărești? Și acum spun, mie este prieten mai mult cu poate ca vici. Și președintele liberal. Și îți prezim să fii fază de ani. El a reușit și a făcut serviciul public, și nu puteți niciun lucru la Lombrez, Moinișul la fel, Târgova la fel. E o altă situație. O picolea. Adică. A fost altă situație. A fost o leacă mai... Nu, au avut proiecte europene. A fost o mai cu vână. Au avut proiecte europene. Ascult un pic, eu trebuia să fiu unul din cei care se fac parte din Consiliul conduce la adică. Dar o să vedeți suma. Deci, Gheorghiță, o să mai spună și ce îi spun, dar de asta nu avem un fiu gata, nici cum e un gata, nici podul gata, dar vreau să vă aștept 10 miliarde. Acum, întreb, ce-ai făcut o sâmbătă? Nu-i făcut unul cu rău. Că a fost legat să o ieva, e problema altora care te judică. Nu-i problema mea. Problema mea, unul din nar face tot la fel. Că doar banii intră în primărie, nu-i fură nimeni, nu-i ia nimeni, nu-i țăpă nimeni. Dar e deranjabil, pentru că în momentul când nu e la tău și e la ăla străin, au venit la mine niște oameni și m-au spus. La care m-am zis, băi, am încercat, eu așa am încercat să explic și la prietenii noștri, am încercat și noi să vedem diferențele, cum a fost și cum e, dacă ar fi să fie să zbureau. Și nu e suma de 20 de milioane, 2000 de lei. Cred că dacă strângem cureau și mai dar, e mai mult. Așa văd lucrurile. Da, nu, dar eu bucuros că văd acolo zahavanii, văd acolo piața frigă, văd acolo, asta e greacă. Că nu mai știi cum ajung, cum fac, cum drept și cum... Aia văd pe chestiul și nu mi pur. Pur și simplu că am zis, văd, când eram, am luat aici din mea, din 5 minute. Și am făcut o treabă la bere. Acum, când e, faceți și vă rog eu frumos, cum ați făcut din domnul Fece de a veni și a trimis comisarul Gărzi Veneri și a dat amens și vrea să confiști. Să ne iau un telefon frumos, mai băgați în seamă de șalea 15 proiecte care le-am realizat. Bă, da, pe nevoie de mână, măcar la ceva. Aici e problema. Că dacă îmi faceți mie rău, nu e nicio problemă. Că în 3 săptămâni am stat cu botul în sus și m-am gândit cât de rău a fost toată bine. Bă, dar nu niciva în urmă noastră și dacă s-a făcut pe timpul meu, că păi s-a făcut și pe timpul Ioniță și Maria și lui Daravan și așa. Vă rog încă o dată, respectuos, n-am nimic cu nimeni. Pe mine vorbele nu mă dor. Pe mine faptele mă deranjează. Dar chinui mult lucru. Dă, a dat-o și cu mașina cu 500 de kg, că nu-i stă. Cine ar fi fost primar să mă fac și așa ceva? Că-ți făcea invers. Într-adevăr, mă încalc și eu.
câteodată. Și poate e de unii simpli, mai răspund, mai orătâi, mai jignesc. Dar eu nu viața mea de natoamere, eu în viața mea de acolo la mine, mă proașă bun și răi și am venit din bușcării și am zis că hai că poate merge și așa, sunt situații că nu mai merge așa. Și când vezi că rău din bine se transformă în rău, nu-i corect. Stăteam să dăma decât și mă gândeam, băi, și o să iei confirmă roade în cui, că am sunat pe Radu și am zis, Radu, dacă pe minimă ții de 5 ani nu știi răbii și nu-i faci, măcar nu rezolvă problema aia la cămină, roade cu spate. Zic că până la urmă nu ești șoa banii. Hai de rezolvă omului, că până la urmă, că băie la mea, băie. Și unde ea? N-a plecat ea? Da, când a vorbit Marius, că i-am văzut prieteni, dar Marius a dus probarea în dat-o mirea ca și zi, dintr-o capă așa, capă acolo. Dar nu i-am dat roadă. Îmi dau investitorii care vin și pe sângă și vreau să-ți bagă vă. Hristos nu mai vreau. Dar când nu-i dai lui ăla și dai lui ăla, cum dragul să faci mai toși capă și vadă așa, bubul să fie cu mâna? Și v-am zis, n-am nimic, dar n-am nimic cu nimeni. Păule, aștepte, dând de mine, vin în alții. Că eu... Eu am zis, nu vin cu noi, sunt locul noi din țară. Nu, indiferent de acolo, dar nu putem lăsa cu noi, noi să facem noi rapă din noi, să spun. Nu. Da, nu, eu să mă spun, nu te duci cu noi. Găsiți soluții. Cu un punct de vedere al meu. Nu așa. Și te rog, transmite și domnul Hrinte. Chiar îl rog, mă scrie. Domnul primar, a dus acolo pe domeniul privat că el este obligat într-o lună de zile să se prezinte containerele, să facă selectivitate, cu toate că a devolut undeva la jumătate. Chiar în loc. Nu, nu, nu! Ați putea să vin și eu ceva cum alo, alo, Maria! Este o portiță dintre care, cu aprobarea voastră, am făcut așa. Acum sunt obligat ca să fac selectivitatea, că ei văd cantitatea care o predă și de menajer și selectivul. Și acum îl văd de la Nicu, vreo 200-300 basculate acolo, cu oameni, mă rog și de aici, domnul director la liceu să mai dea 10 niște femei de servicii de păcolo, de tot, de el, vreau să mă învăț, că îți facem o activitate de astăzi, 10-15-20 de ani, sunt la pacient să le predau. Adică trebuie făcut asta. Adică nu... 15-20 de saci. Da, da. Dar am 30 de primi. Ele de captură, dragul. Bine, bine de toate de bun noi. Asta pentru a rezolva problema aia, dacă să știți că... Să știți că plicată de cetățenii din Bereș, pe care dumneavoastră mereu spuneți că iubiți, că-i satul dumneavoastră. Și ei se gândesc că pânza freatică la ei este foarte sus. În momentul în care cantitatea asta imensă de gunoi va intra în descompunere, nu lețează comuna. Oamenii ăștia lețează. Alu, deci ce nu știi, vorba despre ea se uge. Ce nu știu? Capului gunoi. Da, domnul. Păi da, și nu se duci la Bereș, nu se duci în Vale, nu se duci. Puțul la mine, eu așa ești de mete de vedea. La dumneavoastră, de la oamenii ăștia, la Bereș, din curte, la 2 metri. Alu, dar ea se vorbim. Lasă apa freatic cu pătura de jos de acolo. Noi vorbim de ea se. Și da, domnul primar, noi poțin de ASE, dar cum e ăla sticlă putrefacție, e pătrunde cu apa, ușor, 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 acum, vă mai zic ceva, noi avem 4 râpi importante, care când vin proiecte, tot ce arunc lumea pe râp, dacă vă ziceți aproape de canal, tot numai din vărătare, tot, să știu realitatea, că și eu nu mai trebuie să mă migrozesc, mă plâng, sau să mă iau bine cu voi. Dar omul doamne care are și dreptul să faci. O știm și noi. Dar dacă cumva... S-a ajuns aici pentru că s-a lăsat... Dacă cumva, atent un pic, acum cum arată primaria, prietul meu, că dacă era viceprimar, domnul Chiriac, că mai fost câteva luni. Nu era cu noi? Nu venea asta o lună. O lună ceva. Vreau să vedeți, a venit un investitor la noi, s-a scos și ne-a și dat o lecție. Și mea că n-am nimic cu altă. De la... Ce să refi? Rugămintea mea, când mai faci o treabă. Cum poți imediat o ramă, cum o structeamă? Nu,
Domnul Vichea Bucurume și are și el. El a vrut să fie aici. Dar voi dați să asist? Nu. Dar noi n-avem așa de magazin. Maria. Domnul, eu merg, vreți să vă arăt că merg și mâine, vea? Eu merg și mâine, doamna. Eu merg în spate, merg cu pixul mă apie așa. Să și mă apie, atât ce nu este corect, iar cei care nu-și fac treaba sunt insanționați. Domnul, eu asta am făcut, doamna. Domnul, eu te-aș spui aici, am numele, câți metri și cât trebuie să plătească, cât am luat nu mă interesat. Maria. Eu sunt un delegat de la și poți să fac. Nu, 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 nu am spus nimic, nu știu la te rog, Maria. Vă pare, vă pare Maria. Dar nu am nici problemă, eu vă capiți, iar aveți acolo. Eu nu-s Marius. Te rog, cum mă repinit. Verificat regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Corect. Și uitați-vă ce calități aveți. Corect. Doi. Cum? Doi. L-am. Marian. Doi. Totul e bine până când e rău. Dacă se întâmplă de alea să Dumnezeu, dai pentru un bolsos de alea să vedea cum este, să cu roșioară în cap. S-a rupt filmul. S-a rupt. A doua vreo, a treia vreo. Persoanele publice care iau în răspundere treaba asta, e polițistul local, casierul pieței, sau alte persoane desemnate de către primarul comun. Noi, ca să ne putem face treaba, trebuie neapărat să gândim un singur lucru. Dacă facem bine, să facem bine. Dacă în jurul nostru sunt comentari, sau nu sunt comentari. Și dacă ne asumăm unele lucruri, ne văd ce revizitea mea este de gândire. Ne văd ce revizitea mea este de gândire. Lucrurile tale au fost corecte revizitate, dar așa sunt. Eu de ce nu am băgat în seamă când a zis că a inventat pe ce este ca să se duci și mintea la față, nu interesează. Noi nu ne interesează ce a spus instanța, ne interesează ce spune primăria. Are datorii sau are, domnul, are chitanții cu plătit. Păi dacă nu au plătit rămâne omul ăsta că nu a plătit de atâția ani. Măi, Gărgit. Dacă vouă vă place panorama, dar nu e vorba de panorama, dar și bătrânica aia mai proastă ca unul din ăsta de noi care suntem aici. Noi am făcut acest lucru. Am făcut acest lucru în instanță. Am pus toate zile la dosar. Instanță o să mai judici odată. Eu mă înțeleg, domnul primar, dar noi de fiecare dată punem carul înaintea voilor. Aici să fie treaba bună. Vrei să dau niște nume? La piață să nu deranjeze. Ia lasă nostru. Gheorghe. Dacă toată lumea face... Nu mă pot să portez asta, dar vin-o până la mine. În birou să dau o listă cu oameni care au zeci de utilaje. Știu, domnul asta vă spunea domnul Costea, domnul Costea. Și dumneavoastră, aia e problema. Și la mine, dumneavoastră, vă are doamna Stănescu 24 milioane cu băieții, 50 milioane la apă, n-a venit nicio apă, apa și la vete. Cum poate să spunem, e pământul ei, pune la apă și apa e pământul ei. Adică nu e chiar așa. Domnul Gheorghe, cea mai mare, vreau să vă zic ceva. Cea mai mare sumă care a plătit-o primarul comunii la societatea astea celorului, a fost 3.200.000 taxe și impozite la primăria comunii. Iar cea mai mică este acum, îi plătesc în jur de 800 și la mic. Eu am 5 cu 27 tractoare registrate cu numere, toate noi au fost. Alții, da, nu uite, adevărat, ei. Deci, cine trebuie să ia măsuri cu bun. Alții? Și ce fac? Mi-i pun în cap pe toți. Păi dacă anul ăsta, în fiecare an, la începutul fiecărui mandat, trebuia să luați niște măsuri și dați niște exemple. Păi știi ce cauză? În ultimul an trebuia să câștigați aici? Știi ce cauză a mea și primat? Da, de asta, că nu sunt ca alo, că nu sunt ca unii în bă... De asta s-au ajuns, băi, unde s-au ajuns. Mai fac un gest curând. Dar nu le trebuie să-i rândumim și un gest curând, dar vreau să închideți camera. Trebuie să avem așa.